Aceasta a fost o rugăciune foarte sinceră, nu? Sunt aici ca să vă spun bun venit la această tabără de iarnă. Vă spun bun venit din partea echipei de organizare a evenimentului Impact. Este al 18-lea eveniment național pe care îl facem. Încă din 2013 ne mână ceva. Este un vis pe care Dumnezeu îl are, că vrea să-și termine lucrarea pe acest pământ printr-o generație de tineri. Generația stă în fața mea și suntem aici aduși împreună pentru a fi inspirați de Dumnezeu și atinși de prezența sa, ca să înțelegem fiecare care este locul, rolul și chemarea pe care Dumnezeu o are pentru noi ca tineri și ca generație, dar și individual. Probabil că vă uitați în față și vă întrebați ce este cu acest sac de sare, nu? Motoul și tematica care a stat în spatele evenimentului se regăsește în Matei 5:13, dar pentru că în ultima vreme studiez dintr-o versiune în limba engleză, Biblia, numită The Message, nu este chiar cea mai concludentă, dar îmi place să găsesc sensuri noi, am vrut să aduc înaintea voastră traducerea acestui verset, cum sună el tradus din engleză în română. Spune exact așa și mi se pare chiar foarte potrivit pentru evenimentul acesta. Lasă-mă să-ți spun de ce ești aici. Sunteți aici pentru a fi condimentul de sare care scoate în evidență aromele lui Dumnezeu pe acest pământ. Dacă îți pierzi aroma de sare, cum vor gusta oamenii bunătatea lui? Ți-ai pierdut utilitatea și vei ajunge la gunoi. E un pic așa dramatic mai partea la final, dar mă gândesc că mulți dintre noi venim împreună înaintea lui Dumnezeu tocmai pentru că simțim câteodată că ne-am pierdut gustul și avem nevoie ca Dumnezeu să facă ceva extraordinar pentru noi, adică să ne reînvioreze. Iar acesta este scopul pentru care ne-am adunat împreună. Vor fi vorbitori faini, chiar i-am cunoscut, sunt niște vorbitori din Franța care chiar au trăit experiența asta de a fi. Pentru că sarea e doar un simbol că ea este, adică noi trebuie să fim, nu doar să facem și să vorbim. Iar sarea, puterea sării de a săra, tocmai simbolul ăsta îl transmite, semnificația asta o transmite cu foarte multă putere. Și ziua de mâine de outreach, predicile puternice pe care le veți auzi, toate lucrurile astea chiar cred că vor avea un impact foarte puternic asupra vieții voastre, dar aș lăsa gândul ăsta la sfârșit. Dacă nu ne vom lua timp și personal cu Dumnezeu în această tabără de iarnă, nu se va întâmpla nimic mai mult decât să fim entuziasmați, să primim, nu știu, emoție puternică și când ne vom întoarce acasă să nu se întâmple nimic. Așa că provocarea pe care vă las împreună cu cuvântul de bun venit este aceasta. Găsiți-L pe Iisus din nou. Personal. Amin. Pace. Living proof. Nu știu cum e pentru voi, dar eu am avut dovada vie în seara asta înaintea mea. Odată acolo când ne-am întâlnit să ne rugăm înainte de începerea programului și din nou aici când am fost încredințați tatălui prin așer. M-a încurajat și m-a bucurat sinceritatea, bucuria și entuziasmul lui așer pentru tatălui și recunoștința pe care o are. Am obosit de predicile care sună frumos, poate chiar te fac să te ridici de pe scaun, dar care nu aduc mai mult și nu-ți oferă acea viață vibrantă care să zici că merită.
Am obosit să ascult oameni care vorbesc frumos, dar odată ce au plecat de la amvon, s-a cam terminat totul. Și dacă în viața mea s-a schimbat ceva și am fost atinsă de vreun lucru, singurul lucru care m-a atins vreodată a fost faptul că am văzut că în cineva Hristos a reușit. Și dacă mi-aș dori ceva pentru mine, pentru tine și pentru generația noastră, este să oprim predicarea, proiectele, taberele și întâlnirile și să devenim mărturii vii ale lui Dumnezeu. Amin? Pare mult și provocator. Dar pe cât pare de mult și de provocator, pe atât e de simplu. Aș vrea să vă invit să deschideți cu mine Biblia la versetul care ne este moto în tabăra asta, Matei 5, cu 13. Matei 5, cu 13. Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Prima parte a versetului pare că te ridică destul de mult în slăvi, că îți dă sens, că te situează pe o poziție destul de bună. A doua parte a versetului nu mai sună la fel de frumos, din contră, a zice că sună prea radical, poate puțin lipsit de inimă și de empatie, poate chiar egoist, în ideea în care ori ești sare și atunci mi-ești de folos, ori dacă nu mi-ești de folos, te arunc afară. Cam așa sună, nu? Sună așa? Cam așa sună. Dacă vă uitați cu atenție la versetul ăsta, odată regăsiți scop. Motivul pentru care ar merita să te trezești, să te dai jos din pat și să trăiești. Tu ești sarea și nu sarea pentru orice și pentru oricine, ci sarea pământului. Un scop și un înalt și valoros. Apoi îți oferă valoare. Prin faptul că ai un scop foarte clar, îți oferă și o valoare mare. La noi, la români, lucrurile merg cam așa. Dacă cineva te întreabă cum ești, ce faci în viață, cum o mai duci, e destul de întâlnită fraza asta, care? Bine, mă descurc. Mă descurc. Poate că n-am reușit să fac chiar ce mi-am dorit, poate că nu mi-am atins chiar ținta pe care am avut-o, poate că n-am reușit să am job-ul pe care l-am visat, dar mă descurc, nu e rău. Dar ce-ți spune versetul ăsta? E că în viață, cu adevărat, lucrurile nu merg așa. Ori ești sare, ori nu ești. Nu e cum, mă descurc. Versetul ăsta îți spune, tu ești sare. Tu ai fost creat să fii sare. Și tot în versetul ăsta mai regăsim variabila, de fapt nu e o variabilă. E un fapt. Eu ori, ori. Nu există cale de mijloc. La noi în biserică era un frate foarte deosebit și blând așa și bun. Și
Dânsul, în sinceritatea lui de a fi în cer alături de Hristos, spunea că el se mulțumește să măture străzile în ceruri doar să fie acolo. Am o veste pentru voi. Hristos nu are nevoie de măturători în ceruri. Hristos nu are nevoie de oameni care să se descurce. Și dacă n-au reușit să fie sare, or să fie ei ceva acolo, dar voi fi în ceruri. Pe ușa din spate, într-un colț, cumva vor fi acolo. E ori, ori. Acum mă uit la fețele voastre și după ce am dezbătut un pic versetul ăsta, nu știu dacă vă mai place și mai vreți să rămâneți la tabăra asta. N-a fost prea fain, nu? Nu prea vă entuziasmează și nu vă provoacă să vreți ceva. Dacă ți-aș spune în seara asta că Dumnezeu nu doar cere, caută, are un set de reguli și așteaptă și să fii bun și să faci proiecte și să fii acolo și dincolo și să arăți într-un fel și în altul, creștinismul ăsta care v-a obosit, care o face să nu mai vreți să mergeți la biserică. Dacă ți-aș spune că a fi sare, nu e așa că dacă nu o să-mi fii sare, o să te arunc afară pentru că nu-mi folosești și mă lepăd de tine. Dacă ți-aș spune în seara asta că a fi sare, e cel mai înalt privilegiu pe care l-ai putea avea vreodată. Și lucru pe care l-ai putea dobândi și pentru care ar trebui să tânjești cel mai mult. Dacă ar fi așa, ar merita puțin să fii la tabăra asta, nu? Ar merita. Aș vrea să vă întreb odată de ce să fiți sare și după aceea dacă am descoperit de ce să fim sare, apoi cum să fim sare. Dar haideți să luăm cu primul punct, că poate versetul așa de radical, în care Dumnezeu vă spune că ați fost creați să fiți sare, iar dacă nu sunteți, veți fi lepădați și aruncați afară și călcați în picioare de oameni. Poate imaginea asta nu vă încântă prea mult și poate ar merita să vedem de ce Dumnezeu are tânjirea, scopul și dorința asta pentru noi. Și aș vrea să începem un pic mai de demult și vreau să vă citesc două paragrafe din Istoria Mântuirii, primul capitol, unde spune așa, că Satana le-a spus îngerilor că toată dulcea libertate de care se bucurase era pe sfârșite. Căci nu a fost oare desemnat un conducător peste ei căruia trebuia de acum să-i dea în mod slugarnic onoare? Le-a spus că i-a chemat la oaltă să-i asigure că el nu se va mai supune acestei violări a drepturilor lui și ale lor, că niciodată nu se va mai pleca înaintea lui Hristos. Aș vrea să ne uităm un pic la paragraful ăsta. În momentul în care Hristos, înaintea cetelor de îngeri, primește onoarea care îi se cuvenea de drept, Satana spune așa că dulcea libertate de care se bucuraseră era pe sfârșite. Că de acum a fost desemnat un conducător peste ei, căruia trebuia să-i dea în mod slugarnic onoare. Că el... Și partea asta sună ca un apărător a drepturilor omului. Zice așa, le-a spus că i-a chemat la oaltă să-i asigure că el nu se va mai supune acestei violări a drepturilor lui și ale lor, că niciodată
nu se va mai pleca în fața lui Hristos. Și în același capitol, puțin mai jos, spune așa: căci niciodată n-ar mai vrea să se plece într-o închinare de sclav înaintea Fiului lui Dumnezeu. Cam asta s-a întâmplat în ceruri. Dar când am citit paragrafele astea, mi-am dat seama că într-o formă sau alta seamănă destul de mult cu trăirile și gândurile pe care le am eu uneori față de Dumnezeu și față de Hristos. În momentele alea în care cer ceva și nu-ți dă ce ai cerut. Și pare că doar cere de la tine să fii un bun creștin și un bun adventist și un bun lucrător și un bun și un bun și doar cere slujirea asta slugarnică, dar s-a zis cu libertatea ta. Pentru că nu ai dreptul să, nu ai dreptul să, nu ai dreptul să, nu ai dreptul să. Și deși nu o spunem asemenea lui Lucifer, am hotărât că am încheiat cu timpul devoțional și cu momentele petrecute în prezența Tatălui, pentru că nu e drept față de noi. Și am întors spatele și am plecat încercând să căutăm fericirea și să luăm prin propria putere lucrurile care ni se cuvin. Și am hotărât că vom pune punct închinării înaintea lui Hristos, pentru că nu e drept. Cam așa sună, deși n-am exprimat-o niciodată așa, dar în fapte ni se cam întâmplă lucrul ăsta. Și deși e povestea originii răului și a modului în care Lucifer a căzut, știți cum e? Că în momentul în care semeni un pepene, va ieși pepene. Și în momentul în care semeni un prun, va ieși un prun. Și vrem sau nu vrem, de atunci în noi a fost semănate semințele unei alte împărății. Și ne trezim făcând aceleași lucruri, întorcând spatele și hotărându-ne că ne vom lua cei cu dreptul și nu ne vom pleca genunchiul înaintea celuia care este atât de nedrept. Haideți să vedem care este răspunsul lui Hristos. Ezechiel 16 cu 4, 5 și 6. Ezechiel 16 cu 4, 5 și 6. La naștere, în ziua când te-ai născut, buricul nu ți s-a tăiat. N-ai fost scăldată în apă ca să fii curățită, nici n-ai fost frecată cu sare și nici n-ai fost înfățișată în scutece. Ochiul nimănui nu s-a îndurat de tine ca să-ți facă măcar unul din aceste lucruri din milă pentru tine, ci ai fost aruncată pe câmp. Așa de scârbă le era de tine în ziua nașterii tale. Atunci eu am trecut pe lângă tine. Am zugrăvit tabloul în care ne regăsim de multe ori noi în momentul în care ni se pare că n-am privit ce ni se cuvenea cu dreptul, n-am primit ce ni se cuvenea cu dreptul. Și vă zugrăvesc și tabloul în care ne găsim de multe ori realitatea vieții noastre. Buricul nu ți s-a tăiat, n-ai fost scăldată ca să fii curățită, n-ai fost frecată cu sare, ochiul nimănui nu s-a îndurat să-ți facă măcar unul din aceste lucruri din milă, ai fost aruncată pe câmp, așa de scârbă le era de tine. Și zice că atunci eu am trecut pe lângă tine. Și haideți să vedem ce se întâmplă în momentul în care Hristos trece pe lângă noi. Versetul 8 în același capitol. Versetul 8, a doua parte.
Atunci am întins peste tine poala hainei mele. Ți-am acoperit goliciunea. Ți-am jurat credință. Am făcut legământ cu tine, zice Domnul. Și acum fiți atenți. Și ai fost a mea. Vreau să vă întreb, când se oprește Dumnezeu, când își întinde poala hainei, când face jurământ cu tine? Când o face? Nu e o întrebare retorică. Când zice capitolul ăsta că Hristos se oprește, te acoperă și îți jură credință. Când? La naștere când? Cum? Bun. Când nu te dorește nimeni. Când n-ai niciun merit. În momentul în care nu erai de dorit. În momentul în care ceilalți au întors privirea pentru că le era scârbă de tine. În momentul în care ai hotărât că Hristos nu e demn de închinarea ta, pentru că ți-a luat ce este al tău, Hristos s-a oprit și în momentul acela a hotărât că îți jură credință și mai mult decât atât spune și ai fost a mea. Noi avem impresia de multe ori că l-am aflat pe Dumnezeu, am hotărât că ne botezăm și am fost ai Lui. Știți ce? A fost ai Lui Dumnezeu atunci. A fost ai Lui Dumnezeu în momentul în care Hristos împreună cu Tatăl a hotărât că va da tot ce are mai de preț ca să vă aibă. A fost ai Lui în momentul cele mai dense întunecimi din viața voastră și a cele mai profunde răzvrătiri. În momentul acela, Hristos s-a oprit, s-a uitat, a jurat credință și a spus, ești al meu. Și nu vă jură credință oricine. Vă jură credință Împăratul Universului. Și nu jură credință măcar unui om onorabil, care merită și a câștigat dreptul. Nu. În momentul în care Hristos zice că jură credință, de fapt El spune că vei fi din nou ceea ce ar fi trebuit să fii. Și o să descoperim împreună, ce a gândit El să fim. Și nu doar că jură credință, spune în momentul acela, ai fost a mea. Haideți să vedem ce face Hristos mai departe. Avem răscoala, avem starea nenorocită în care ajungem și Hristos care se oprește și hotărăște ceva. Haideți să mergem în Filipeni. Filipeni, capitolul 2. Începând cu versetul 6. Filipeni 2, începând cu versetul 6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Hristos nu se oprește la a promite ceva. Și deși se cuvenea cu dreptul să primească închinare și slavă și să fie înconjurat de sfințenie și de puritate, și de prezența Tatălui, Hristos s-a socotit că nu se cuvine să fie deopotrivă cu Dumnezeu
și nu se cuvine să primească toată slava și cinstea, ci se dezbracă, se face asemenea mie și asemenea ție. Și și ce spune Pavel? N-a fost făcut doar om. Pavel spune că Hristos a fost făcut ce? Cum? Rob, bun. Mai spune ceva, un cuvânt dur. A fost făcut păcat, a fost făcut blestem. Pentru ca să poată să-și țină promisiunea. De ce ar merita să fii sare? Pentru ce? Ar merita să fii sare pentru că în momentul de cea mai deasă mizerie din viața ta, El s-a oprit și a luat păcatul tău și a hotărât că El, cel nevinovat și curat, va plăti pentru tine. Ar merita să fii sare pentru faptul că El, căruia îi se cuvenea, a hotărât să rețină acest drept, să nu-l mai primească, pentru ca tu să poți să fii odată din nou în prezența Tatălui. Știți care sunt oamenii care au fost sare? Sunt oamenii care l-au întâlnit. Uitați ce spune mai departe în versetul 10 și 11 din Filipeni 2. Spune așa, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească despre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Oamenii care l-au întâlnit pe Hristos, fără doar și poate și-au plecat genunchiul, oamenii care l-au întâlnit pe Hristos cu adevărat, fără doar și poate, au spus că slava îi se cuvine. Dacă l-ai întâlnit cu adevărat pe Hristos, cel mai firesc lucru care ți se poate întâmpla este să-ți pleci de genunchiul. Ar merita să fii sare pentru că alți copii prețioși al Lui sunt în această stare în care ai fost tu. Ar merita să fii sare pentru că Dumnezeu merită ca prin viața ta oamenii să cunoască că de fapt caracterul Lui este altul. Pentru că ar merita să poți spune prin viața ta că Hristos n-a fost cel arbitrar care a luat din dreptul lui Lucifer ceea ce îi se cuvenea și l-a lipsit de drepturi, de libertate, de fericire, de împlinire. Ar merita să fii sare pentru că odată ce a făcut ceva pentru tine ce n-ar fi putut face nimeni, e cumva numai firesc să spui că, uite, El e altfel de cum ți l-ai imaginat pe Dumnezeu. Am studiat de curând capitolele din Ghețimani și citeam despre episodul în care Simon din Cirene ia și poartă crucea lui Hristos. Și din nou mi s-a întâmplat același lucru care mi s-a mai întâmplat acum ceva vreme. Să mă gândesc ce onoare a putut să aibă omul ăsta, ca în momentul în care împăratul cerului avea nevoie de cineva să-l sprijinească, el să fie alesul. Să fie el cel care pentru câteva momente să parte povara pe care Hristos a purtat-o. Și m-am gândit ce onoare i-a fost dată omului ăsta să experimenteze așa ceva. Dar dacă ți-aș spune că ți-a fost dată aceeași onoare
de a fi purtător al crucii lui Hristos. Dacă ți-aș spune că, de fapt, viața ta are același scop, de a spune că Dumnezeu este altfel de cum majoritatea l-au înțeles și l-au văzut. Dacă ți-aș spune că astăzi ai privilegiu să porți crucea împreună cu El, să fii un om care stă împreună cu El și calcă în teasc, te-ai bucura? Dar știți că este un preț pentru asta? Pe Hristos l-au măcinat în principal două lucruri. Unu, faptul că eu cu tine și de asemenea alte lumi necăzute, nu în aceeași măsură, dar sub semnul îndoielii și a întrebării, l-au judecat pe Tatăl. Și l-a durut să știe că un Dumnezeu care este așa de sfânt, de curat, de drept, este privit așa. Al doilea lucru care l-a măcinat și l-a consumat a fost faptul că tu ai fost prins și robit în mreaja asta. În momentul în care Hristos spune că ori ești sare, ori nu ești nimic, de fapt vrea să-ți spună în modul cel mai clar, cu putință, că ai fost creat să trăiești pentru ceva. Că viața ta merită doar atunci când e trăită cu scop, cu scopul pentru care El te-a creat. Haideți să vedem ce ne-a creat să fim. Geneza 1:27, cine știe ce este acolo? Cine știe Geneza 1:27? Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Zice că în momentul în care te-a creat, nu te-a creat oricum, ci te-a creat asemenea lui, după chipul său, și ca să-ți fie limpede, adaugă, după chipul lui Dumnezeu, după asemănarea lui. Haideți să vedem ce spune Galateni, că poate vă gândiți că Vechiul Testament e vechi și nu se mai aplică la fel de mult. Galateni 1. Galateni 1 cu 15 și 16. Galateni 1 cu 15 și 16. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele, m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale, și acum fiți atenți, și a găsit cu cale, să descopere în mine pe Fiul său, ca să-l slăvesc între neamuri. Și apoi răspunsul lui Pavel zice că îndată n-am întrebat pe niciun om. Dumnezeu rămâne constant. Și dacă la începutul cuvântului îți spune că te-a creat să fii asemenea Lui, spre sfârșitul cuvântului îți spune același lucru, că te-a chemat să porți chipul Lui. Te-a chemat ca în viața Lui Hristos să se vadă. Îți spune că viața ta și sensul vieții tale este de a purta chipul lui Hristos. Este de a fi tu, de a fi viața ta, imaginea unui Dumnezeu drept, curat, a unui Dumnezeu care se dă cu totul. Nu ești chemat să trăiești pentru puțin. Nu ești chemat să fii binecuvântare pentru prietenul tău, pentru familia ta și pentru cel de lângă tine. Ești chemat să fii sarea pământului. Ești chemat ca viața ta
să-L arate pe El în modul cel mai curat și desăvârșit cu putință. Uitați ce spune Pavel în Efeseni, Efeseni capitolul 3. Efeseni capitolul 3. Versetul 10. Zice așa: pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu te cheamă să fii sare, nu vrea să o facă doar pentru cel de lângă tine. În momentul în care alegi să fii sare, de fapt, viața ta mărturisește pentru El, nu doar înaintea vecinului, a colegului de clasă și a familiei tale, ci mărturisește despre El înaintea lumilor necăzute. Pentru că spune așa: pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică. Vă întreb, cine e biserica? Cine e biserica? Sunt eu și ești tu. Și zice că astăzi Dumnezeu vrea prin tine și prin mine să-și arate înțelepciunea înaintea lumilor necăzute. Aș vrea să vă întreb dacă atunci când priviți la felul în care Dumnezeu vede lucrurile, vi se pare odată drept și odată că meritați. Adică se adresează unor oameni pe care cineva i-a aruncat și a privit cu scârbă la ei, așa spune Biblia, și se adresează unor oameni care s-au răzvrătit împotriva lui. Și acestor oameni, Dumnezeu le zice că eu te-am chemat și te-am creat cu un scop total diferit. Și dacă vă duceți viața chinuindu-vă să mergeți la biserică și să păziți o poruncă sau alta, pentru că poate s-o îndura Dumnezeu să îndepliniți 3 sferturi din lista Lui de cerințe și să aveți dreptul să intrați în ceruri, ați ales o parte destul de tristă a imaginii. Pentru că în momentul în care Dumnezeu vă cheamă și așteaptă de la voi un lucru sau altul, așteaptă ca prin voi să se dea mult. Nu doar să intri pe ușa din spate în împărăției Lui și să fii în ceruri și să te bucuri de bine, ci să fii tu omul prin care El să fie îndreptățit înaintea Universului. Să fii tu omul care să spună că Dumnezeul meu este altfel. Să fii tu omul care să ia apărarea prin viața lui Dumnezeu înaintea Universului. Nu vi se pare că trăim prea puțin? Nu vi se pare că avem un creștinism care oricum nu e de folos nimănui, nici vouă, nici oamenilor din afară, și doar ne chinuim să îndeplinim o serie de reguli și de lucruri, doar vom fi mântuiți? Dar știți că Evanghelia nu este despre salvarea voastră? Evanghelia implică salvarea voastră, dar Evanghelia nu este asta. Evanghelia înseamnă că un Hristos, care era drept și curat, a hotărât să renunțe la dreptul Lui de închinare, să ia păcatul tău pentru ca tu să poți să stai din nou în prezența Tatălui. Evanghelia este despre un Dumnezeu care s-a dat cu totul pe sine, pentru ca tu să poți să fii ceea ce ai fost creat să fii. Evanghelia nu este despre salvarea ta și despre iertarea păcatului tău și despre străzi de aur. Nu, n-ați obosit de Evanghelia asta, care oricum nu aduce rezultate? Adică, de câte ori n-ați plecat capul amărât în palmă că Scriptura asta și adventismul ăsta pe care îl avem nu ne ajută cu nimic, nici nu ne ridică din păcat, nici nu ne ajută să fim ceva pentru alții, e degeaba. E degeaba, mai mult vă pune în depresie spirituală și nu mai vreți să scoateți capul pe ușă, pentru că n-ați reușit. Evanghelia lui Hristos este despre altceva. Este despre refacerea ta, refacerea mea și refacerea Lui înaintea Universului.
Iar imaginea lui Dumnezeu va fi refăcută înaintea Universului în momentul în care în viața ta crucea va avea putere. Pentru că dacă în viața ta crucea va avea putere, Dumnezeu va fi îndreptățit înaintea lumilor care îl pun sub semnul îndoielii. Pentru că dacă în viața ta crucea lui Hristos a reușit, El va fi socotit drept și adevărat. Și asta e Evanghelia, dar Evanghelia e un fapt. Asta înseamnă că în momentul în care Dumnezeu a zis că ți-am jurat credință și ai fost a mea, e un fapt sigur. Nu e o posibilitate. Nu e vorba despre șanse și acum vă cunoașteți viața. Și dacă vorbim în procente, poate vă gândiți că aveți șanse 50, 60, 20% să fiți și voi mântuiți. Evanghelia e un fapt. E Hristos care a murit ca viața ta să fie refăcută și chipul tău să fie din nou chipul lui Dumnezeu. Ar merita măcar puțin să fiți sare? Eu vreau să fiu. De acum, întrebarea e cum? Una dintre cele mai dureroase fraze pe care le-am auzit de curând a fost că e un tânăr care spune așa: merg la tabere și predicile mă inspiră, mă motivează și mă fac să vreau altceva. Dar când ajung acasă, nu reușesc să pun lucrurile pe care le-am auzit în realitatea vieții mele. Și unul dintre cele mai dureroase lucruri pe care le-am auzit, dar e un lucru cu care ne confruntăm aproape toți, așa-i? Când mai mergem la biserică și mai auzim un lucru sau altul care pare că merită, care face sens și pe care l-am vrea, dar mergem acasă și ne lovim de realitatea vieții noastre care nu seamănă deloc cu ceea ce am auzit. Și dacă merită măcar puțin să fim sare, întrebarea e cum? Cum faci să te duci acasă și să fii ce ai auzit în seara asta, că spune cuvântul să fii? Să fii chipul lui Dumnezeu printre oameni. Iar răspunsul meu este simplu. Poate sună clișeu și l-ați tot auzit. Dar răspunsul este ăsta. Întâlnește-L pe Hristos. Tocmai am citit versetul în care spunea: pentru ca fiecare genunchi să se plece înaintea Lui și să-L recunoască. E o singură cale. Întâlnește-L pe Hristos. Nu vorbesc să auzi despre Hristos și să acumulezi cât mai multe informații despre Hristos. Hristosul acela nu va folosi la niciunul dintre voi. La niciunul. Și dacă mi-aș dori ceva pentru întâlnirea asta, e ca atunci când plecați acasă să puteți pune măcar mâna pe măcar un lucru și să-mi spuneți: am aflat asta despre Hristos. Și e ceva ce nu pot să dau pentru că nu pot să pun sub semnul îndoielii. Cum să fii sare? Hristos a făcut-o. Și oamenii care l-au întâlnit pe El au făcut-o de asemenea. Dacă ei au făcut-o, înseamnă că și tu poți să o faci. Aș vrea să iau doar un exemplu. Uite, să mergem în Filipeni, capitolul 3, cu versetul 4 și 8. 4 la 8. Filipeni 3, cu versetul 4 la 8. Vorbește Pavel și spune așa: măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult.
Eu, care sunt tăiat împrejur în a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evreu, în ceea ce privește legea fariseu, în ceea ce privește râvna prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană, și acum spune așa, dar toate lucrurile care pentru mine erau câștiguri, l-am socotit ca o pierdere din pricina cui? A lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le-o socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Pavel nu vorbește despre viața veșnică și nu vorbește despre străzi de aur și despre o țară fără lacrimi și puteți voi să mai adăugați ce vreți acolo. Pavel spune că lucrurile pentru care, poate versetele astea pentru noi nu înseamnă prea mult, dar pentru evrei însemnau. Și am putea enumera aici lucrurile care în lumea noastră, poate adventistă, să-i zicem așa, le dă oamenilor respect, poziție și ceea ce și-ar dori. Și Pavel enumeră toate astea și spune, le-am socotit ca o pierdere și în dreptul lor pune egal gunoi. De ce? Ca ce să facă? Nu să câștige cerul, ci ca să-L câștige pe Hristos. Și apoi în Filipeni 2:17 el spune așa, și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băuturie peste jertfa și slujirea credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Pavel spune că el și-a găsit sensul. A găsit lucruri pentru care merită să trăiască și știe că e de fapt singurul lucru care îl face să trăiască. Și atunci zice că având lucrurile astea, el se bucură să fie ce? Aici zice o jertfă de băutură. Mântuitorul în Matei spune sare. Se bucură să dea cu totul pentru că el a găsit ceva. Și mai vreau doar să citim două versete, tot din Filipeni, unde Pavel spune așa, Filipeni 1:20-21. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic și că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Practic ce spune Pavel, spune că el a găsit. A găsit ceea ce merită, ceea ce dă sens. Și pentru că a găsit, zice așa, mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, și că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală cum? Prin proiectele mele și prin predicile mele și prin călătoriile mele misionare și prin grupele mele de studiu și de rugăciune. Așa? Pavel spune, sper că voi fi o dovadă vie și un chip al lui Hristos. Sper că în trupul meu Hristos își va proslăvi numele. Și apoi spune așa, căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Nu vi se par cuvintele lui Pavel asemănătoare cu ale lui Hristos pe pământ? Când Hristos spune că pentru mine a mânca, a trăi este să fac voia Tatălui meu. Lucrurile care fac sens pentru mine și care merită e să port chipul Tatălui meu înaintea voastră. Lucrurile care merită e să-L arat pe El în trupul meu.
Dacă Hristos a putut, dacă Pavel a putut și dacă tu ești chemat să fii fiul lui și să porți chipul lui, mă întreb, care e chemarea și slujirea ta? Și Pavel o rezumă așa: să aveți în voi gândul care era și în Hristos Iisus. Și acum vreau să te întreb dacă în momentul în care Hristos a văzut criza din univers, dacă în momentul în care te-a văzut căzut sub povara păcatului, ar fi spus, mă voi duce să le predic despre Dumnezeu, poate să fac ceva vindecare, să le fac puțin bine și doar vor înțelege că sunt altfel. Ar fi fost suficient? N-ar fi fost. De ce crezi atunci că proiectele lipsite de esență, lipsite de prezența Duhului Sfânt, de ce crezi că predicile lipsite de El, că acțiunile tale făcute cu toate sforțările merită și vor aduce condimentul care va aduce o schimbare în lume? Hristos n-a venit să se întrupeze, să trăiască și să se întoarcă la Tatăl. Dumnezeul care a fost acuzat de Satana că a răpit fericirea, a răpit împlinirea și ceea ce îi se cuvenea, același Dumnezeu și-a dat viața. Dovadă vie. N-a trimis un înger, n-a trimis o legiune de îngeri, n-a venit să predice despre cât de bun și iubitor e. Hristos s-a dat. Și știți că asta ar putea fi provocarea voastră cea mai mare? Pentru că ne este și vă este mai ușor să vă implicați într-un proiect misionar și să donați bani și să vă chinuiți să îndepliniți o listă cu reguli și cerințe. Vă este mai ușor să o faceți. Dar să mori pentru ca celălalt să trăiască nu e ușor. Și nu vreau să vă gândiți la lucruri mari. Evanghelia lui Hristos nu e despre a răsturna lumea cu sus în jos deodată. Hristos a răsturnat lumea cu susul în jos, privind la slăbănogul la care nu privea nimeni de ani de zile. Hristos a răsturnat lumea cu susul în jos, în momentul în care în sabat a întins o mână de ajutor acolo unde era nevoie de întins o mână de ajutor. Hristos a întors lumea cu susul în jos, în momentul în care în atelierul de tâmplărie cânta și era mulțumitor pentru lucrurile pe care Dumnezeu le-a dat. Hristos a întors lumea cu susul în jos pentru că a ales să dea pentru tine. N-am ajuns acolo, dar vreau să experimentez o trăire de felul ăsta. Vreau să știu că dacă voi deschide gura vreodată și voi spune ceva despre Dumnezeu, asta va produce o reacție în cel care mă ascultă. Nu pentru că am ales cele mai bune cuvinte, ci pentru că viața mea stă mărturie pentru ceea ce spun. Și asta pentru că El a asigurat biruința. Poți să ai o viață cu sens. Poți să ai o viață care să merite. Poți să ai o viață care să-ți aducă împlinire. Împlinire nu e egal că vei fi fericit și vei fi lipsit de provocări. Ești chemat să fii chipul lui Hristos înaintea oamenilor. Ești chemat să fii dovadă vie. Și dacă ar fi să pleci de la tabăra asta, aș vrea să, cu un lucru, aș vrea să știi că dacă vrei să faci lucrare misionară pentru acest Dumnezeu, singurul lucru care va aduce rezultat
va fi faptul că tu ai experimentat și viața ta va mărturisi despre asta. Singurul lucru care va schimba cu adevărat ceva în cineva va fi faptul că nu va putea tăgădui lucrarea lui Hristos în tine. Mă rog ca tabăra asta să-L întâlnești altfel pe Iisus. Mă rog să-L vezi pe Cel care s-a dat cu totul, nu doar pe Cel care ți-a răpit și-a reținut lucru bun pe care ți-l doreai după care tângeai. Să-L vezi pe Cel care s-a dat cu totul și-a promis că împreună cu El îți va da toate lucrurile de care ai nevoie. Fii sare! Amin! Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Când spune versetul că vrea Dumnezeu să îndeplinească aceste lucruri? La finalul taberei, când ajungem acasă? Când spune? Azi. În continuare, vom avea ocazia să fim sare prin următoarea activitate care urmează. Urmează să ne împărțim pe grupe de la 8:45 și acolo este momentul în care putem să slujim celor din jurul nostru. Din experiența evenimentelor trecute, la grupe a fost momentul când am primit răspunsuri la rugăciuni sau când am fost încurajat sau când am putut să încurajez pe cineva și să fiu alături. Este momentul când putem să ne dăm prietenia celui de lângă noi și să-i fim alături pe întreaga perioadă a taberei. Așa că vă invit pe fiecare să participați și să fiți sare acolo unde sunteți repartizați.